dintre Vlad Barca și pe domnul profesor Marescu, prezentată de aici. V-am invitat la această ședință pentru a vă prezenta și a vă pune pe masă două proiecte foarte mari, proiecte ecologice, finanțate de Administrația Fondului pentru Mediu. Principalul nostru grup țintă sunt elevii. Elevii sunt cel mai ușor de modelat, cel mai ușor de a lucra cu ei privind activitățile proiectelor noastre. Pe parcurs o să îi las pe colegii mei să prezinte astăzi proiectul nostru, Olimpiada Verde, datorită faptului că noi, cei de la Asociația Educație, am demarat activități de prezentare în cadrul instituțiilor de învățământ pentru proiectul Fii Ecologic. Pentru un proiect regional cu finanțare de la Administrația Fondului de Mediu, este o finanțare națională, chiar dacă implementarea o are la nivelul regiunii de vest. Pentru a colegului meu de la Universitatea Studenților Generali să prezinte Olimpiada Verde, Proiectul dorește să crească gradul de conștientizare a tinerilor din propriile experiențe, dar nu numai. Faptul că tinerii, odată, nu sunt foarte interesați de probleme de mediu, dar invităm elevii să demonstreze că sunt cei mai buni prieteni ai mediului și sunt cei mai activi implicați în protecție. Doar o campanie clasică și am dorit să-i implicăm activ pe studenți, pentru că asta voi enumera ulterior. De 1 noiembrie, se va termina la 1 februarie 2012. Elele pe care le-am, cel puțin cele cu care am avut în contact, nu se prezintă, să zicem, în cea mai bună stare, face în mod necorespunzător. Și campanie de responsabilizare față de faună. De concursuri vor avea și niște premii, destul de atrăgătoare, zicem noi, și probabil că și tinerii vor fi de acord. Premiul întâi este un exemplu, așa că invităm să și încurajăm, le oferim oportunitatea, chiar îi stimulăm, să ofere exemple pentru și care au creat aceste filme și le-au încărcat pe site-ul proiectului, promovați și în școlile dumneavoastră. Pe școlile aici prezente, avem și parteneriatele semnate și acțiunile deja demarate. Fii Ecologic are trei componente majore. Prima, aflată, cum spuneam, din proces, este cea de informare și conștientizare. Am fost prezent în multe dintre școlile de aici. Eu sau Vlad sau o colegă din proiectul acesta. Elevii au fost activi, au fost atenți, au pus întrebări și au primit multe informații pe care, chiar dacă unele le cunoșteau, le-au fost împrospătate. O altă parte a ceea ce înseamnă acțiune directă va fi conexiunea cu proiectul Olimpiada Verde și va fi în primăvară, în special ceea ce înseamnă igienizare, ecologizare și mai ales plantare de copaci în areale pe care le avem deja stabilite. În primul rând, datele tehnice o să vi le spună echipa de proiect. În ceea ce privește implicarea școlilor, a elevilor și a profesorilor, este binevenită și este chiar salutar faptul că atât de mulți elevi și profesori au conștientizat că este bine să participe în tot felul de proiecte și ce am spus mereu, eu sper ca experiența profesorului și a elevului dintr-un proiect sau dintr-un curs de formare să le fie benefică atât în dezvoltarea lor personală cât și în dezvoltarea lor profesională. Mulțumesc! Cum priviți dumneavoastră în calitate de profesor acest? Cred că pentru elevi este foarte important să conștientizeze necesitatea protejării mediului. Pentru noi este și mai important, având în vedere că suntem Colegiul Tehnic de Construcții și Protecția Mediului și suntem implicați nu numai în aceste proiecte, deci nu suntem parteneri numai cu dumnealor în aceste proiecte, ci avem foarte, foarte, foarte multe proiecte legate de protecția mediului. Spuneți-ne cum vedeți dumneavoastră inițiativa acestor proiecte? Este o inițiativă binevenită în sensul că pe lângă activitățile școlare normale sau clasice, sunt și alte activități unde putem implica în activități practice pe elevi. Cu siguranță elevii apreciază astfel de activități și vor avea un rol important în derularea proiectului. Astăzi, Asociația Educație, alături de Organizația Studenților din Arad, au lansat și prezentat două proiecte importante cu precădere, implicare pe partea de mediu.
Aceste proiecte implică 4 județe din vestul țării, Arad, Hunedoara, Bihor și Timiș, județe în care cele două organizații vor implementa activități privind informare, activități de ecologizare, igienizare, plantare copaci, dar vor avea și ca și rezultatea proiectelor pentru tineri implicați tabere ecologice, realizarea de reviste ecologice și filmulețe ecologice. Bineînțeles, toți cei care vor participa în aceste proiecte vor fi recompensați prin diverse cadouri ecologice. Nu vor avea probabil valoare materială destul de mare, dar valoarea este una sentimentală prin faptul că acei tineri au conștientizat despre efectele negative ale poluării și importanța faptului că toți trebuie să ne iubim comunitatea și să avem respect față de mediul înconjurător. Câți tineri sunt angrenați? În proiect, echipele de organizare au o organigramă de peste 15 tineri pentru fiecare. E, rezultatul proiectului va dovedi faptul că noi dorim să informăm peste 4.000 de tineri, cam 1.000 de tineri din fiecare județ în parte, prin prezentări, iar prin celelalte materiale pe care le vom face, filmulețe și concursuri, dorim la regiunea de vest să ajungem la peste 10.000 de tineri. Ați mai avut astfel de proiecte. Cum percep tinerii? Tinerii sunt cei mai ușor de modelat în ceea ce privește protecția naturii. Ei nu respectă regulile. De fapt, mulți dintre noi nu respectăm regulile privind protejarea naturii. Nu ne dăm seama că este necesar să protejăm natura, dar prin proiectul de față, prin mesajele pe care le transmitem, unele mesaje sunt și dure, cum e natura nu este coșul tău de gunoi, sau mesaje retorice privind noi ne iubim orașul, tu. Dorim să transmitem prin aceste slogane sentimentul că ar trebui să facă și ei ceva pentru comunități, lucru care probabil va determina. Spune-ne câteva cuvinte despre proiectul pe care l-ați inițiat. Proiectul Olimpiada Verde este inițiat de Organizația Studenților din Arad, împreună cu Administrația Fondului de Mediu. Proiectul își propune să crească gradul de conștientizare a tinerilor referitor la nevoia de implicare a acestora în problemele de mediu, pentru că am identificat în proiecte anterioare faptul că această conștientizare este încă la un nivel redus. Totodată considerăm că tinerii pot fi mult mai receptivi și mult mai creativi în acest sens. Campania am dorit să fie nu doar una clasică, pentru că avea și o componentă clasică, prin afișe, postere, pliante, dar și o componentă mai interactivă în care se implice activ tinerii, în sensul în care aceștia va trebui să creeze filme de scurt metraj care să promoveze protecția mediului, ei fiind atât regizori cât și actori cât și promotori ai acestora.